Între Simona și Andrei a fost adusă în discuție tema infidelității, după cum am văzut și ieri. Ce înseamnă pentru tine înșelat? Adică ce înseamnă infidelitate? Păi ce fel înșelat? De înșelat? În două moduri. O persoană care vorbește foarte mult pentru de dialogul cu interes. Pentru tine ai zis că n-o să accept. Păi da, nu, înșelatul la propriu înșelat, dar există și chestia asta tu, când vorbești. Lasă. Tu ce nu... Da, exact asta zic. Dacă tu vorbești cu o persoană și există interesul, la un moment dat, bine, o să existe certuri în cauza asta, știi? Eu fiecare zi ieșeam cu colegii. Da. Când mergeam la masă, la tot... Nu, cu ce, mergeam de una singură, așa... Da. Pă bune! Ia, vezi cu d-astea! Eu, nu știu, am, semnez contract femei, astea... bărbați, mai mult, știi? Dar cumva să rămâi tu la cafea cu colegul, poate, nu știu să zic. Păi una e semnez un contract și una e să mă duc cu colegul la cafea. Știi? Păi hai că mă duc cu colegul la cafea, că avem ceva discutat. Păi stai un pic, puteți discuta și la serviciu sau stați pe program neapărat, știi? Bine, na. Înțeleg, mai să-i discuți, nu poți să fii, să nu interzici, să nu facă. Dar e vorba și de încredere aici. Da. Nu mult ai încredere în persoană. Dacă tu ai încredere în tine și știi ce poți, e ok. Sau încredere în persoana respectivă. Am râs, am glumit, dar să găsi chestii mai serios. Și te-a apucat, Andrei. Nu știu, m-a apucat, dar mă apucă uneori. Mai am și zilele astea. Vlad și Andrei își continuau dialogul, discutând și despre temele pe care le abordează cu partenerele lor și nu numai în cadrul competiției. Intervine monotonia asta, deci știi că faci în fiecare zi, te trezești la 9:30, la 2 intri în emisie, știi, rutina asta, iurea. Și parcă vrei să cunoști mai mult, dar nu știu ce să întreb, să mor eu, mă uit așa, bă, ce dracu să întreb, bă, mă vorbesc pe puțin, ori nu prea înțelegi, ori e, l-am dat azi Simona. Eu trec că vorbesc, nu prea vor, adică ea vorbe mai mult și mai vorbesc și eu, dar eu vorbesc mereu, știi? Dar cred că toți avem momente din astea aici în care efectiv ai mintea goală. Da, ai mintea, simți ca ultimul prost pe pământ. Nu ca ultimul prost, dar efectiv nu... Da, nu-ți vin idei, știi? Da, în serie, am avut senzația și aceeași senzație am avut-o și Cătălina, că efectiv, când o să ies de aici, o să ies un om... din ăsta, așa, fără nimic, știi, fără nici o gândire din asta așa mai... sănătoasă. Da. Îți ieși așa, cu creier gol. Tu ce seama dacă aici se pune numai... cel puțin asta am observat. Cel puțin în casa fetelor. Accent numai pe una că o spalat vasele mai mult și una mai puțin. Păi îți intră rutina ta zilnică asta, să spui, ajungi acasă, să spui. A, că eu am făcut mai mult decât ai făcut tu. Îți implementezi ideea asta în cap că unul face mai mult și altul mai puțin. Nu, dar nu mai văzut că nu mai este în bălul ăsta, cu toate că... Da, ce rost este mai agiți? Nu are rost să te agiți, pentru că oricum, eu m-am învățat cu astea, m-am obișnuit. Încerc să temperez situația omului. Bun, dar n-am chef, cel puțin aici nu... Dar și afară, nu, n-am chef de polemici, de... Și aici chestia e că odată ce tu lucrul trebuie să-l justifici, domnule, să-l despici în patru până se face înțeles fiecare om în parte. Da, dar vezi că nu chiar dacă ai dreptate, degeaba îți rosești parcă să zici că omul ăla tot nu înțelegi, tot pe-a lui o ține. Aici fiecare își dă părere așa inutil. Doar că aș să bani în seamă, cred. Să scoviază în evident, să scoată, să... demonstrezi. Ok, am înțeles că e competiție, dar hai să mai fim și oameni. Corect. Competiția, competiția, nu știu, aici e vorba de... Adevărată competiție, din punctul meu de vedere, este cu tine însuși. Da. Nu e cu nimeni de aici, din casă. Înveți multe, te descoperi tu ca persoană, adică... Te descoperi pe tine ca persoană, să știezi limite și în același timp îți impui anumite chestii. Și vezi reacțiile tale sau gesturile care le faci. Exact. Eu făceam așa din picior, știi cum făceam din picior, nu? Da. Acum nu mai fac din picior. Și folosai foarte des la modul ăla și uite, acum tu ieși din... Da, bine, mai zici și tu, folosești modul ăla, știi? Ok, mai zici și Simona. Și nu mai folosesc cuvintul. Mai văzut că stau așa, mai stau cu mâna în cap, mă nervează, mi-am făcut o gaură în cap, mai am leac și ajung la creier.
Și stau așa când vorbiți, știți, sunt de așa de urât și am zis că nu mai pun mâna în cap, dar să duce mâna afară să vreau. Și am zis că este asta o scot. Vezi tu cum reacționezi, gesturile tale, ce faci. Îmi gesticuleam așa, ziceai că ziceau ușor. Simt foarte rău proiectul ăsta, dar e și greu în același timp. E greu. E greu rău. Da, ce e greu, băieți? Am zis că e mișto rău proiectul în care suntem, dar în același timp e și greu. Dar știi cum e că dacă tu în viața asta ai trecut pe momente foarte grele, la un moment dat se pare mai ușor de situație. Am avut senzația că ies mai dobitoc decât am intrat. Pentru că ți-am spus părerile astea așa, gen că, o, că ăla face așa, că ăla face mai mult, că ăla face mai puțin. Se implementează în cap, și tu nu faci nimic. Da. Și zici că nu. Și văs așa, gen, știi că o vedeam și pe Cătălina afectată și așa. Și bă, și știam că nu am cum să o ajut. Nu înțeleg ce se face asta problemă, frate, de la niște chestii pe bune. Nu mai suport. Nu vreau să mai trăiesc așa. Ea le ia personal. Da. Și efectiv, mă simțeam, eram așa, gen, bă, chiar n-am cum să o ajută nici într-un fel. Adică mă simțeam ultimul ratat om posibil. Nu trebuie să te simți așa. Logic. Greu. Că dacă îți dai prea mult cu părerea, ești într-un fel. Dacă faci un lucru, tot într-un fel. Dacă nu faci nimic, ești fals. Da, dacă stai în locul tău și doar taci și vezi lucruri, tot e bine. Spus. Din orice punct de vedere, orice situație a face sau aia grea, dar tot nu mulțumești pe nimeni, orice ar fi. Dar nu trebuie să mulțumești asta pentru să zic. Asta, păi doar că trebuie să mulțumesc pe Cătălina, pentru că ăsta e obiectivul meu, știi? Atât. Și să fiu eu ok cu ea. Dar în rest nu mă interesează de nimeni, dar ți-am spus, ieri mă simțeam așa neputincios, nu puteam să-i fac, pentru că starea nu știam cum să o scot nici din stare, pentru că eram și eu în starea aia, știi? Capricile iubirii. Deci vi se pare greu aici? Chiar. Poftim? Nu chiar? După război mulți viteși se arată sau cum? La început luam totul personal, asta zic. Luam totul personal și mi-am învățat lecția. Ia zi, Dani, e greu? Da. E greu? Da. Dar dacă făceați armata, dacă da, plecați la război, cum era pe vremuri... Păi de-aia nu m-am născut atunci. Exact. Ca să fiu aici. Da, da. Dumnezeu, mi se pare că parcă prea vă plângeți. Ia mai lăsați lacrimile și pentru femei. Dar nu s-a plâns nimeni. Ne-ați întrebat. Da. Eu cred că nu este vorba că e greu, gen condițiile sau așa, pentru că nu ne lipsește absolut nimic. E vorba mental. Mental, adică este duci tu la război, să vezi pe lângă tine numai... Sunt persoane care sunt puternice mental și sunt altele care nu sunt așa. Uneori în viață nu ai de ales de situația în care ești pus. Pur și simplu înveți și te întărești să te ridici, să poți să mergi până la capăt. Mai ales dacă vrei o relație, o familie sau așa mai departe. Adică nu înseamnă că dacă noi am avut o stare mai așa, înseamnă că gata, am picat jos și acolo rămâne. Adică vrem să mergem înainte ca să ajungem să fim bine. Știți, când e vorba de bărbatul care este vânător, bărbatul nu este vânător doar cu femeia. Bărbatul este vânător și prin puterea pe care o are. Și prin faptul că trebuie să fie pentru femeie stâlp. Greșesc? Nu, total de acord. E vorba și de adaptabilitatea creierului la niște condiții de viață modificate, că nu spune nimeni că la război nu e greu, e infernal. Da, ce să discutăm, am prins lucrurile la extrem. Dar totul se bazează pe nevoile, pe cele 6 nevoi de bază pe care le avem noi și aici nevoia de nou, nevoia de conexiune sunt modificate. Nu mai poți să ai pretenția de la un mediu oarecum închis ermetic, chiar dacă aici o anumită dinamică, să-ți ofere ce ți-oferea până acum. Iar noi am avut scrise și avem scrise pe care putem ieși și mergem acasă și umblăm liber prin oraș, avem anumite trasee neuronale, scrijelite deja în baza activităților pe care le avem. Ei, nemai având chestiunea asta, au trebuit să modifice aceste trasee. Uite, tu încearcă să spui ceasul la mâna cealaltă și o să vezi că de multe ori o să fii tentat să te uiți, da? Sau de câte ori nu s-a întâmplat să ne ducem cu mașina, schimbăm locuința și în gândurile noastre ne ducem tot pe drumul vechi către vechea locuință. Exact asta se întâmplă și cu ei. Obișnuiți în dinamica vieții pe care o aveau până acum, e greu să se readapteze. Ce mă lipsește cel mai mult?
N-avem soțul. Timp. Liniște. Da, liniștea, spune Cătălina, da, ok. Munca, spune Vlad. Da, nu vă oprește nimeni să munciți. Plimbare. Adică puteți de la să plantați panseluțe și până la să vă apucați să zugrăviți. Adică nu e problemă. Nu, munca pe care o fac eu, nu când mă duc acum să cu mașina. Dar cine te oprește să le machiezi pe toate fetele în fiecare zi? N-are voi. Dacă te permite, mă poate tunde pe mine. Da. Plimbatul cu mașina. Plimbatul cu mașina. Seară de seară. Seară de seară. Ai lasă că de la plimbatul ăla cu mașina făceai tot felul de golănii. Da, mai bine. E bine. Da. Eu zic că e bine. Soțul cu ce îl înlocuim? Soțul îl înlocuim cu amintirile pe care le avem cu soțul și cu gândul că o să vină ziua când o să-l îmbrățișăm. Și soțul mai bine din când în când. Și soțul mai bine din când în când. Știu. Mașina. Știți cum a fost în perioada în care era pandemie? Ta. Nu se vedeau... Cred că unii nu s-au văzut deloc, practic. Și când se vedeau, și când se vedeau, n-aveau voie să se apropie și stăteau cu măști și eu urlam: "Nu vă apropiați!" Pentru că ne era frică de pandemie. Abia atunci era mai greu, mult mai greu. Amalia, ai fi capabilă de un astfel de experiment? Wow, nu cred, eu îi apreciez foarte mult pentru ceea ce fac ei aici și de asta eram foarte curioasă, voiam să-l întreb pe Vlad, de ce crezi tu că o să luați niște comportamente de aici și o să mergeți cu ele acasă? Că ziceai că o să ajungi să te gândești la un moment dat că poate o să ceri cu Cătălina pe spălatul vaselor, că vezi asta în casă. Ți-e teamă de chestia asta? Sau? Nu, n-am treabă, că ori nu gătim noi în casă, dar... foarte. Nu, o să-și caute la valiere, le spun eu. Asta, clar. Dar, efectiv... O să ai chestia asta în reflex acolo. Bă, ia vezi că tu ai făcut asta. Dar la noi n-a fost cazul. Eu n-am adus niciodată în discuție. Tu ai făcut mai mult sau... Oricum, dar... certurile sunt mai mult între fete, cum ați văzut. Da, exact. Și la voi să nu... Dar nu cred că... Sau cine știe? O să vă fie frică să faceți ceva să-mi ajungeți exact. La capricii. Serios! Să știți că o să mă supăr dacă mai... Că am senzația așa că sunt cel mai cârcotaș om și eu sunt așa de bună. Ce, doamna Ana? Mie îmi place la capricii. Doamna Ana și mie. Suntem două, deci... Bun. Da, dumneavoastră, doamna Ana, de ce vă este cel mai greu? De ce vă este cel mai dor? Mi-e dor de să-mi aud copilul sau să-l văd. Așa. Că de strâns nu pot, că-i prea departe. Mi-e dor și mie de liniștea mea, fiind obișnuită singură, acasă, cu ale mele. Dar cred că atât cât o să mai trăiesc, am să pomenesc experiența asta de aici. E, dacă, știți cum e, important e că o pomeniți. Că e de bine, că e de mai puțin bine. Nu, de bine. E de bine? Dar acum spun da. Într-un fel când... Stați, fraților, că n-am terminat, da. Nu tragem linie, nu îngropăm. Mai avem da, până de... când... Știți cum e? Mai avem până când moartea ne va despărți, ferească Dumnezeu. Bine. Mai avem multe de discutat, inclusiv în emisia de astăzi. Mai avem și mâine și poi mâine. Luăm pauză acum. Eu de un singur lucru mă bucur, că aveți tăria de a vă reconfigura cumva. Dormiți, vă treziți și mergeți mai departe, pentru că acolo undeva, știți că e vorba aceea, când nu mai poți, mai poți un pic. Așa este. Bine, după pauză...